atunci Sandu aranja lucrurile, el susținea, el dădea tonul, el arăta direcția, cine e viitoarea campioană și ce se întâmplă. Și se încolonau în spate mici Sandu arbitrii, observatori, echipe întregi, care urmau sfatul lui mici Sandu. Dar când v-ați dat seama sau când ați simțit că ăsta ar fi mersul în fotbal românesc pe vremea aia? Păi discuțiile care am avut directe cu Mircea Sandu. Am avut discuții directe cu el, în care discuția se ducea către lucrul ăsta. Eu fac, eu dreg. Adică spunea Mircea Sandu. Aici eu sunt stăpânul, cel puțin asta era direcția. Păi, știu, dar nu mi-o dai tunați. Da, ați avut senzația că, hai să zic așa, îl puteți învinge? De asta ați mers la războiul ăsta? Da, da, la cât de nebun eram, scuzați-mi expresia, eu aveam încredere că pot să merg contra valului.